Reprezentanții Inspectoratului Școlar Gorj susțin că până la finele acestui an vor fi repartizate județului în jur de 15 microbuze. În prezent se desfășoară licitația pentru achiziția mijloacelor de transport pentru elevi. Când se va finaliza, atunci va începe și repartiția. Este în curs de desfășurare licitația la Ministerul Dezvoltării Regionale. În momentul în care va fi finalizată, se va semna contractul, vor veni microbuzele și în unitățile de învățământ din Gorj, microbuze care sunt necesare copiilor din județ. Câte vor fi repartizate în Gorj? Nu știu, am înțeles că e vorba de minim de 600 de microbuze la nivel național, împărțiți la 42 și undeva la 15 microbuze vor ajunge și în Gorj, probabil. De exemplu, în comuna Bălănești situația este critică și asta pentru că un singur microbuz aflat în administrația locală trebuie să transporte pe zi numai puțin de 120 de copii. Deocamdată este acel microbuz care îl avem, microbuzul școlar. Cu siguranță am mai avea nevoie de un microbuz, deoarece am programul al elevilor l-am putea face mult mai eficient și mult mai rapid. De aceea am cerut și vom avea nevoie de acest microbuz școlar, fiindcă majoritatea elevilor vin la școala generală din centrul comunei, unde numărul de elevi este foarte greu de transportat doar cu un singur microbuz. Câți elevi fac naveta cu acest microbuz? Cam în jur de 120 de elevi. Există comune în Gorj care nu au nici măcar un microbuz pentru transportul elevilor către unitățile de învățământ. Acestea vor avea prioritate la distribuirea microbuzelor.